Primele lucrări cu privire la activitatea de conservare și restaurare a fortificației din piatră de la Sarmisegetu Zarege au fost demarate în urmă cu aproximativ 2 săptămâni. Constructorul a efectuat măsurătorile necesare și a început organizarea de șantier. De-a lungul zidului, dar și în interiorul fortificației, numeroase blocuri și piese de calcar și andezit au fost aranjate pe paleți de lemn. Totodată s-a început și astuparea unor secțiuni arheologice realizate acum câteva decenii pe panta dintre terasa 4 spre terasa 3. Începând din zona porții de vest și continuând înspre poarta de sud a fortificației, a fost săpat un șanț pe traseul canalului de drenaj, care a fost amplasat pe lângă zid în timpul restaurării de la începutul anilor 80 ai secolului trecut pentru a face posibilă decolmatarea acestuia. Toate aceste lucrări au fost realizate sub supravegherea arheologilor de la muzeele din Cluj-Napoca și Deva. Pe șantierul început în Munții Orăștiei, la situl arheologic UNESCO Sarmisegetu Zarege, se derulează un proiect în valoare de 2,2 milioane de euro, din care peste jumătate sunt fonduri norvegiene nerambursabile prin programul RoCultura pentru o restaurare completă a incintei fortificate.